Cum pregătim terenul pentru montarea rulourilor de gazon? Mulți cred că este indispensabil nisipul. Poate să ne ajute, desigur, un strat de 1 cm, maxim 2 cm de nisip ne pot ajuta. Va ascunde din imperfecțiuni, din gropițe. Dar substanțele nutritive de care avem nevoie vor fi ascunse sub el, deci va trebui să fertilizăm suplimentar. În zonele din țară unde solul este normal, ușor nisipos și nu argilos, putem pregăti terenul simplu, prin frezare, prin nivelare, astfel încât să putem face apoi o tăvălugire, o nivelare ușoară. Terenul trebuie să fie drept, terenul trebuie să fie pregătit ca pentru însămânțare, ca pentru însămânțarea gazonului. Odată pregătit terenul, putem trece la etapa a doua, montajul rulourilor de gazon. Pe site rulouri de gazon vom vedea informații în ghidul gazonului. Succes!